cluburile. Ilie, apropo de cluburi, e adevărat că te-a ofertat Craiova Olguței? Da, am avut o discuție cu cineva. Da? Bani mulți? Păi dacă erau bani mulți, se ducea. N-are sens. Și ce s-a întâmplat? Povestește-ne puțin. Și nu, și am rămas... Le-am spus că le mulțumesc frumos pentru interesul arătat, dar că, în fapt, pentru mine Craiova adevărată, ea i-a numit titelul. Care îi aparține numit titelul, dar, în fapt, echipa nu e a lui. Echipa e a Craiovei, care Oltenia. Aparține efemer numit titelul. Ea aparține numit titelul, dar ea este echipa și Craiovei. Ce funcție v-au propus? Nimic. Sau ce anume doreau să... Ce, antrenor sau ce? Nu, team manager. Deci vreau ceva de imagine? Asta nu știu, dacă n-am intrat în discuții. Am spus nu din plecare și cu asta basta. Bun, și ei ce au zis? Nu au zis nimic, oameni, ce să zic? Și de ce nu te-ai dus, Ilie? Că până la urmă viața e pe bani. Una, că nu du lipsă de așa ceva în momentul asta de față. Îmi dă nevoie să spun eu. A doua, că ideea mea e că să antrenez. Și o să antrenez, probabil că din... Iar nu o să antrenez din nou. Și a treia, că asta nu e echipa pe care tu o recunoști, a Craiovei. Da. Ce se întâmplă? Bine, nu neapărat, pentru că știi cum e, că dacă mă duc la Severin să antrenez, meseria ți-o faci indiferent de, da, de sentimentele pe care le ai față de o echipă sau alta. Dar nu... Deci ai făcut-o din mândrie? Ai refuzat? Din caracter? Mai repede. A? Mai repede. Te-a sunat Mititelu, aflat? Da, mi-a venit după aia să mulțumesc că nu credea că sunt în stare de așa ceva, mă rog. Dar cel mai tare m-a bucurat faptul că m-au sunat suporterii. Și ce au zis? Și mi-au mulțumit pentru gest. De unde au aflat, Dumnezeu știe. Uh-huh. Cert e că eu le-am cerut în schimb ceva suporterilor. Au posibilitatea să joace, Craiova are posibilitatea să joace pe Ion Oblenco. I-am întrebat, sunt ei în stare să umple stadionul ca odinioară? Niciodată. Și-au zis că da. Niciodată. Și ai să vezi George Cor să fie la primul meci acasă. Deci tu ce le-ai cerut? Să umple stadionul? Să umple stadionul, nimic. Atât? Ce să le cere altceva? Dar totuși, într-o lume în care, cum să spun, banii, într-o lume în care banii contează, mândria ta și, cum să spun, afecțiunea ta față de Craiova, până la urmă au izbândit? Mă, ce să numai? Tu știi destul de bine cu ce monedă mea plătimie Craiova când am mai putut să joc. Da. E, nu, nici Mititelu n-a fost corect cu tine. Și Adrian, la fel. Da. Asta sunt. Probabil că am pierdut. Probabil că o să-mi pară rău mai târziu, știu, dar e, cu siguranță dacă nu. Dacă îmi dai voie, cu siguranță nu. Ideea de Craiova la tine este cum e ideea de Giulești la mine. Craiova este ceva metafizic. Este ceva care a fost și rămâne frumos. Că Craiova ți-a întors spatele că, și nu te-a ajutat. Când nu, când m-a ajutat. Că Mititelu și Mititelu s-a purtat cum s-a purtat. George, și dacă vine Negoiță și îți dă 10.000 pe lună să fii ofițerul de șeful a tot ce înseamnă presa de la Dinamo? Nu mă duc. Nu? Nu te duci? Dar nu mă pare. Am fost la Fulger Bragadiru, iartă-mă. Oferta financiară era tentantă pentru România, că știi nivelul de... Vorbim de o ofertă de tentanță. Bă, băieți, iertați-mă. Cum să vorbim cu un balaj de bani, mă? Mă interesa altceva. Ce Dumnezeu? Ce, poate, ce forță financiară are această echipă care practic s-a format? Spune și pe mie. Au forță. Asta mă interesează. Lasă-l pe Ilie să răspundă. Au bani mulți? Cel care conduce echipa aia e un om bogat. Adică oferta a fost generoasă? N-a fost o ofertă interesantă. N-a fost o ofertă în bătaie de joc. Interesantă, să zic. Bun, și ai spus nu din prima? Da. Și Mițelu ce a făcut? Cred că aveai, te-a pupat, te-a luat în brațe. Dar nu știu cum a aflat Mițelu. Și cum a fost? Zic că sunt curios. Mă ascultă, băi, aici e curios. Că a venit Mițelu și mi-a zis, au venit suporterii, m-au sunat, fără că eu să bat andamul. Te-ai întâlnit într-un subsol. Zici, și ce a făcut Mititelu? Hei, a venit, băi, că nu credeam că... Nu știi pe Mititelu. Te-a pupat, te-a luat în brațe. Nu știi pe Mititelu cum ce e. Ce a zis? Ești eroul meu, a? Nu, Mititelu mi-a zis așa. N-am bani acum. Acum se propune ceva. Stai, tu crezi, te întreb ceva, Ilie. Crezi că Mititelu până la urmă va reuși să-i izbândească în războiul ăsta atât de lung și de dur? Da. Da? Da. Adică, de ce? Crede în nebunia lui. Da? Numai oamenii, pentru că Adrian nu mai e clar sănătos.
Un om, care, un om care și-a aruncat, și-a, și-a dat bogăția familiei, bogăția copilului, copiilor lui, la alți copii, trebuie să fie un bine bun. Păi da, da, dacă nu mai are, dacă și-a dat toată averea, să zicem, cum mai poate să țină echipă? Are bunuri. Păi bun, le ajunge la capul. Are bunuri, are, până ajunge... Nu, nu-i doresc, dar întreb și eu, mergem până, pe o filmă. Până ajunge, are. Întrebările lui George Stanca sunt logice. Nu, nu, are bunuri și va face rost de bani, Mititelu. Va face rost de bani? Va face rost de bani. Da, Mititelu? Da. Deci tu crezi că va reuși să câștige acest război până la final? Război cu cine? Nu, în fapt, nu mai e niciun război. Păi ba da, nu lasă să vândă nimic, ai se pun piedici, a trebuit să ducă în tribunal nu, să joace... Nu, cred că nu lasă primărița să vândă. Probabil că n-a avut oferte care să-l tenteze. Bun, dar războiul ăsta cu echipa plină de bani a primăriei îl va câștiga? Păi da, el nu se luptă cu războiul, cu primăria. El are pe FC Universitatea Craiova, primăria are CSU Craiova, da? Și atunci, una din ele, sau probabil amândouă, să intre în prima ligă. Da. Da? El nu se bate cu ăștia. Pentru că, în fapt, singurul lucru pe care s-ar putea bate pe suporteri. Ori suporterii deocamdată vin, pentru că pentru ei universitatea rămâne universitatea. Adică vin la Craiova lui Mititelu, exact. Adevărata Craiova, exact, știința. Exact. Dar dacă, spre exemplu, cealaltă echipă va intra, va promova și la anul, și la anul, și la anul, vor face rezultate, da. Cupe europene, cupe europene, da. Cupe europene, cu siguranță că lumea va migra. Asta deci el se bate cu el să-și facă echipa. Asta e singura bătaie pe care o are Mititelu. În momentul de față, da. Mititelu trebuie să bată, să facă rost de bani, cum a avut odată. Da. Și pentru că știi destul de bine că dacă ai bani, cumperi jucători de valoare. Având jucători de valoare, faci și echipă cu care îți permiți să faci rezultate. Și la urma urmei, Horia și Ilie, la urma urmei, Craiova a mai avut două echipe. E adevărat că una se numea Electroputere, dar au mai avut două echipe în prima ligă, s-a întâmplat, care s-au mâncat între ele, s-au concurat între ele. Niciodată. S-a întâmplat să se mănânce între ele, nu? A, nu, nu, dar se concurau între ele. Da, aveau, într-o parte se duceau câțiva... Că nu era Electroputere, chiar Craiova 2, Universitatea 2. N-a fost nicio legătură între ele, între Craiova și Electro, între Universitatea și Electro. La Electro se duceau câțiva strungari de la Electroputere la și câțiva mecanici, da? Iar în partea înaltă veneau ăia inclusiv de la Bistreț. Da, domnule, eu sunt curios, iartă-mă că am și o de la Bistreț, dar nu de la mine de la Bistreț, dar de la Mitran. Te rog, George. Eu am o curiozitate asta și aici să știi că sunt să fac pariu cu tine. Eu nu o să văd un meci obișnuit din divizia a doua, din liga a doua, în care Craiova să fie plin. Deci eu spun, nu că am ceva cu craiovenii, Doamne ferește, dar eu am văzut la noi în Giulești. Nu s-a mai împlut, domnule, stadion niciodată. A, dacă jucam cu Steaua sau Dinamo, presupunând. Dar eu n-am văzut la Giulești, toți țipă, sunt aia băieți, aia inimoși. În afară lor numai. Dacă plouă, dacă e echipă George, mai slabă, nu George, mai... Vin 10... La primul meci al Craiovei la Severin au 17.000 de oameni. Și cât vor fi probleme încă după părerea ta la primul meci? 22, 23. Dar așa acum, multă lume? Promovează după părerea ta, Mititelu? E, asta nu știu. Sincer, nu știu. Deocamdată fac rezultate bune, văd. Și totuși este o echipă care nu spune mare lucru. Ca și nume, jucători, ca și nume. Unii din ei, sau mulți dintre ei, au mai jucat la Craiova. Fără să-i făcut vreodată. Ați spus mai devreme că... Ați refuzat și pentru că e vorba, nu e vorba de universitate, dar și pentru că vă tentează în continuare să antrenați. Da. Dacă v-ar fi propus postul de antrenor principal, schimba cu ceva? Nu schimba nimic, pentru că spuneam mai înainte. Dacă mi-ar propune să venim, să mă las să venim, spun să venim pentru că nu mai au echipă acum. M-aș fi dus. Nu, dar dacă Craiova al Olguței sau cum, ți-ar fi propus să fii antrenor? Asta e meseria mea. A, deci aici te gândeai. Exact.
Nu? În partea alaltă ce să fac? Să mă, poate am dat, să le-am dat o idee. Mă ascultă, ce să fac în partea alaltă? Să mă, să zâmbesc la lume când, păi de, bun, fapt și aici... eu, de, când de fapt eu scoiel alții. Nu, de acord, dar aici nu mai intervenea povestea că singura Craiova a lumii Titelu, v-ar fi plăcut să antrenați o Craiova care nu e originală? După ceea ce spui tu, ar fi trebuit să antrenezi numai Universitatea Craiova. Nu, eu sunt împotriva chestiilor de genul ăsta, dacă e stilist, nu poți să antrenezi Dinamo. Nu e nicio altă. Deci dacă vă propunea antrenor, vă gândeam. Mă ascultă, dacă se numea Universitatea Craiova și juca la Podari, era aceeași poveste. Discutăm de un război total. Nu e niciun fel de, după părerea mea, nu e niciun fel de război. Pentru că fiecare are drumul ei. Singurul război pe care îl pot purta cele două echipe, în ceea ce privește suporterii. În ceea ce mă privește, dacă era vorba de postul de antrenor și m-ar fi tentat proiectul, da. În primul, nu, de ce să mint? Eu sunt în primul cu salariu și pe urmă proiectul, că proiectul e da, așa. Să fac cu de amelit. M-aș fi dus cum să nu, pentru că e vorba de meseria mea. În partea altă, ce să mă duc? Ca purtător de imagine, ce să fac? Să zâmbesc la lume când de fapt eu știu că țin la elații? Sufletul tău e în partea altă. Practic, ei asta căutau. Imaginea Ilie Bală. Deci înțeleg că... Îl au pe Craiova. Păi nu, Ilie, deci eu înțeleg că de fapt aici Craiova Olguță ei nu te vrea neapărat. Vrea imaginea lui Bală, ci împotriva lui Mititelu. De fapt, asta înțeleg că a fost oferta. Asta și cred și că... Vreau să cred că lumea are încredere în ceea ce spun eu. Și 100%. Și mulți dintre suporteri ar fi migrat, dar în momentul în care au văzut că eu rămân acolo și... Mi-ai dat o lovitură. Și Țicleanu e cu mine și cu siguranță va veni și Beldeanu, pentru că am înțeles că l-au aruncat, l-au dat afară, adică l-au obligat să meargă să-și facă actele de pensionare mai devreme decât trebuia. Unde e Beldeanu? Era. Acum nu mai e. Azi, dar nu zic unde era, că nu mai știam nimic. Era la centrul de copii și jurări. E în regulă. Bine, mulțumesc mult de tot, ne oprim aici. Mulțumesc mult Ilie Balaș, mulțumesc mult George Stanca, mulțumesc mult Hai România! Gazeta Sporturilor, Hai România! Ar fi bine pentru toată lumea să ne calificăm. Apropo, din toate punctele de vedere. Când e tragerea? Tragerea e luni și meciurile sunt 15 și 19. Nu, știu meciurile, că luni. Bine, ne oprim aici cu Fanaticul. Seară bună, oameni buni! Hai să ne îmbrăcăm în alb-albastru. Da.